În conformitate cu decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 26 noiembrie 2021, numărul 2, cu privire la formarea consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor, s-a aprobat formarea Consiliului Științific Specializat de 331. 01, cratima 21, cratima 52, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesmințanu din Republica Moldova, abilitată cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe medicale a doamnei Aliona Anastas cu tema Epidemiologia infecțiilor septico-purulente, nozocomiale, în staționarele de profil cardiochirurgical, la specialitatea 331.01 Epidemiologie. Componența Consiliului Științific Specializat este următoarea: Ciocanu Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, președinte; Baranescu Iana, doctor în științe medicale, secretar științific; Spânu Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, membru; Cebano Serghei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, membru; Vorojbit Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar, membru. În calitate de referenți oficiali au fost confirmați doamna Spinei Larisa, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesmințanu; Vlagondrava Ana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Federația Rusă. Vreau să vă anunț că din cei 7 membri ai Consiliului Științific Specializat sunt prezenți 7: Ciocanu Mihail, președinte; Baranescu Iana, secretar științific; Spână Constantin, membru; Cebano Serghei, membru, dumnealui participă online; Vorojbit Valentina, membru; Spinei Larisa, profesor universitar; și Vlagondrava Ana, conferențiar universitar, de asemenea participă online la ședința de astăzi a Consiliul Științific Specializat. Dragi colegi, dacă nu sunt întrebări până acum, vă rog foarte mult să îmi permiteți să propun să începem ședința Consiliului Științific Specializat. Se prezintă pentru susținerea publică în fața Consiliului Științific Specializat teza de doctor în științe medicale a doamnei Anastasa Leona cu tema Epidemiologia infecțiilor septico-purulente nozocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical, ce a fost efectuată în cadrul Departamentului Medicină Preventivă, disciplina Epidemiologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesmințanu. Acum voi oferi cuvântul secretarului științific, care va trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului, corespunderea acestora normativelor ANAC, și, dacă va fi nevoie, să răspundă la întrebările care vor apărea pe parcursul examinării acestor acte. Vă rog foarte mult, doamna secretar a Consiliului Științific Specializat. Teza și rezumatul, hotărârea seminarului științific de profil, copii listei de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei către seminarul științific de profil anexat. Lista lucrărilor științifice matematice semnată de autor. De asemenea, suplimentul cărților tematice de doctorat. Avizul pozitiv al seminarului Unității Primare de Cercetare, în cadrul căruia a fost elaborată teza Școala de Management de Sănătate Publică, precum și lista organizațiilor de adresă
cărora au fost mediate urmatele cu ștampila inclusiv în dosar executiv înainte. Aș vrea să menționez că toate documentele corespund exigențelor pentru completarea acestui dosar. Sunt respectate cerințele față de credite acumulate, publicațiile și prezentările la tema tezei, precum și nota verificării simpturilor și ajustărilor ulterioare. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, doamna secretară științific. Stimați membri al Consiliului Științific Specializat, vă rog, dacă au vrut careva întrebări de marginea actelor prezentate pentru susținere. Nu există, da? Vă mulțumesc. Deci, dacă îmi permiteți, voi oferi cuvântul pretendentului la titlul științific, doamnei Năstasa Leona, care pe parcurs a 20-25 de minute va expune succint rezultatele științifice rezumate în teza de doctorat. Vă rog foarte mult, doamna Năstas, noi suntem în așteptare relatării dumneavoastră. Onorați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimată audiență, în atenția dumneavoastră vă prezint rezultatele cercetării științei. Aceste infecții, în pofida progreselor înregistrate în profilaxia și în controlul lor, rămân o problemă de mare actualitate în sănătatea publică. Conform raportului Organizației Mondiale a Sănătății, anual în spitalele din Statele Unite ale Americii sunt diagnosticate 1,7 milioane infecții asociate asistenței medicale, asociate cu aproximativ 100.000 de decese. Estimările globale europene din ultimii 10 ani arată că 5,5-5,7% din totalul pacienților internați contractează infecții asociate asistenței medicale, iar în România doar de 0,25%. În Republica Moldova, morbiditatea prin infecții nosocomiale printre bolnavi chirurgicali este de 3,7 cazuri la 1.000 de pacienți spitalizați. Printre complicațiile unice după bypass coronarian se numără infecția de placă sternală profundă, costul căreia a fost estimat la $256.000 americani, iar costurile de reinternare $12.167. În prezent, în Republica Moldova, nu există o metodologie de calcul a prejudiciului economic adus sănătății omului în urma infecțiilor asociate asistenței medicale adaptate și aprobate, dar există o serie de publicații cu referire la acest. În același timp, o exigență a timpului este conceperea programelor de supraveghere epidemiologică în infecții asociate asistenței medicale, potrivit profilului instituției, care include instalarea sistemelor computerizate de înregistrare, analiză, diagnosticare și prognozare, precum și monitorizare agenților cauzali și a rezistenței, sensibilității la antibiotice, care ar spori eficiența terapiei și prevenirii infecțiilor nosocomiale. Scopul lucrării a fost evaluarea particularităților epidemiologice al infecțiilor septicopurulente nosocomiale în staționarele de profil cardiovascular pentru optimizarea sistemului de supraveghere și control al acestor infecții. Obiectivele studiului: studierea particularităților epidemiologice, etiologice și antibiorezistenței microbiene, determinarea componentelor prejudiciului socioeconomic, evaluarea determinanților în dezvoltarea infecțiilor septicopurulente nosocomiale în staționare de profil cardiochirurgical, elaborarea recomandărilor la programul existent de supraveghere epidemiologică și de control în infecțiile nosocomiale adecvate staționarilor de profil cardiochirurgical. Materiale și metode de cercetare: evaluarea incidenței generale a particularităților epidemiologice și a determinanților în dezvoltarea ISPN la pacienții cardiochirurgicali a fost efectuată prin demararea unui studiu epidemiologic transversal de tip descriptiv în secția chirurgie cardiacă a vicilor dobândite a MSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mușneaga pentru perioada anilor 2010-2013. Cercetarea a fost efectuată prin depistarea activă a cazurilor de ISPN cardiochirurgicale, realizată prin metoda de analiză retrospectivă a fișilor medicale ale bolnavilor de staționar de toate vârstele, utilizând criteriile clinice și paraclinice.
Datele obținute au fost trecute în fișa de studiu epidemiologic în ISPN cardiochirurgicale și completată pentru 1332 de pacienți. Calcularea prejudiciului economic și social s-a efectuat prin calcularea cheltuielilor extrase din bonurile de plată prezente în fișe, suportate de MSP, de pe urma ISPN cardiochirurgical. Costul aflării în staționarul cardiochirurgical a fost calculat conform regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare. Rezultatele investigațiilor microbiologice și determinării sensibilității microorganismelor antibiotice prezente în fișe. Incidența generală a infecțiilor septico-purulente nozocomiale cardiochirurgicale a fost comparată cu cea raportată la CSP municipiul Chișinău prin registrul de evidență a cazurilor de boli infecțioase, formularul 60E și formularul statistic numărul 2. Prelucrarea statistică s-a efectuat utilizând Microsoft Office Excel 2016 în conformitate cu regitățile statistice variaționale și corelaționale. Rezultate. Incidența infecțiilor septico-purulente nozocomiale în perioada studiată în staționarul cardiochirurgical raportat la Centrul de Sănătate Publică municipiul Chișinău a fost de 15,02 promile, de 21,15 ori mai mică față de incidența generală 317,57 promile. Din totalul de 418 cazuri de infecții septico-purulente nozocomiale cardiochirurgicale, infecția de plagă operatorii reprezenta majoritatea, 32,06%. Infecții în asocieri au constituit 23,18%. Infecții respiratorii nozocomiale, 19,14%. Infecții cardiovasculare, 17,71%. Infecții osoase și ale articulațiilor, 3,83%. Și altele. Din cele 134 de cazuri de infecții de plagă postoperatorii, 67,15 sunt infecții postoperatorii ale organelor sau cavităților instrumentate. 23,14% sunt infecțiile plăjii operatorii superficiale. 9,71% sunt infecțiile plăjii operatorii profunde. În staționarul multiprofil, în secția vicii cardiace dobândite, au fost spitalizați și au suportat intervenții cardiochirurgicale 1189 de pacienți. Deci majoritatea pacienților post-cardiochirurgicali cu infecții septico-purulente nozocomiale erau din mediul rural, 53,11%, de genul masculin, 66,99%. Din numărul total de pacienți cardiochirurgicali cu infecții septico-purulente nozocomiale, 42,58% aveau vârsta 50-59 de ani, 34,45% peste 60 de ani, 17,46% între 40-49 de ani. Cazuri cu infecții septico-purulente nozocomiale în perioada efectuată au fost înregistrate în toate lunile anului, însă cea mai mare incidență a fost în luna februarie, cu 438,78 promile, de 1,25 de ori mai mare ca media pe toată perioada de studiu. Din totalul de 388 pacienți cardiochirurgicali cu infecții septico-purulente nozocomiale rămași în viață, 88,92% capacitatea de muncă le-a fost scăzută. La 4,38% capacitatea de muncă a fost temporar pierdută. La 4,38% capacitatea de muncă a fost pierdută total. Și doar într-un procent 80% capacitatea de muncă a fost restabilită complet. La 48 de ore postoperator au decedat 37 de pacienți, dintre care 30 decesul printre pacienții cardiochirurgicali cu infecții mari față de pacienții. În structura etiologică a infecțiilor septico-purulente nozocomiale cardiochirurgicale prevalează microorganismele gram-pozitive, 174 de tulpini sau 61,92%, fiind identificat un spectru larg de specii bacteriene, precum Staphylococcus epidermidis 27,40%, Streptococcus viridans 6,76%, Staphylococcus aureus 6,05%,
5,5%, Staphylococcus aprophyticus 5,34%, Enterococcus fecalis 4,63% și altele. În același timp, au fost izolate în 107 tulpini microorganisme gram-negative, 38,0%, inclusiv Pseudomonas aeruginosa 11,74%, Enterobacter aerogenes 11,03%, Acinetobacter baumannii 4,27%, Escherichia coli 3,91% și altele. Conform rezultatelor antibiogramelor a 281 de tulpini izolate de la pacienții cardiochirurgicali cu infecții septico-purulente nozocomiale, în perioada studiată, sensibilitatea generală constituie 43,70%, iar rezistența 56,30%. O rezistență semnificativă au manifestat microorganismele gram-negative în 72,07% la antibioticele testate, comparativ cu microorganismele gram-pozitive în 47,18%. Microorganismele gram-pozitive au manifestat o sensibilitate de 52,82%, iar microorganismele gram-negative 27,93% la antibioticele testate. Principalii agenții etiologici a infecției septico-purulente nozocomiale, cardiochirurgicale, sunt reprezentanții tipului gram-negativ de microorganisme, ce manifestă o polirezistență pronunțată de 100%, dintre care Enterobacter cloacă, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Neisseria spp, Branchamela spp, alte microorganisme gram-negative. Din grupul gram-pozitiv de microorganisme, polirezistente fac parte Streptococcus pneumoniae și Enterococcus faecii. Analiza sensibilității rezistenței tulpinilor decelate de la pacienții cardiochirurgicali cu infecții septico-purulente nozocomiale în funcție de grupul de antibiotice a demonstrat o rezistență mai înaltă la penicilină în 81,91%, cefalosporin generația 1, 70,62%, cefalosporine generația 2, 72,73%, cefalosporine generația 3, 76,42%, cefalosporine generația 4, 62,97%. O sensibilitate înaltă la microorganismele au manifestat față de glicopeptidia în 75,52%, urmată de anzamicine 63,49%, fosfomicine 61,53%, carbapenemie 59,65% și altele. Costul zilei PAT per capita în tratamentul bolnavilor cu ISPN unice a fost de 992,95 lei moldovenești. A celor cu infecții septico-purulente nozocomiale în asocieri a fost 1359,42 lei moldovenești, iar a pacienților cardiochirurgicali fără ISPM 1206,20 lei. Pentru tratamentul pacienților cardiochirurgicali cu infecții septico-purulente au fost cheltuite 19.772.641,71 lei moldovenești, inclusiv 14.294.428,76 pentru tratamentul pacienților cu ISPN unice și 5.484.212,95 pentru tratamentul pacienților în asocieri, cu ISPN în asocieri. Pentru tratamentul pacienților cu ISPN unice, care au stat în staționar cu 10,48 zile, mai multe zile față de pacienții fără ISPN, s-au cheltuit suplimentar 4.349.756,49 lei. Pentru tratamentul pacienților cu ISPN în asocieri, care au fost în staționar cu 17,62 zile mai mult față de pacienții fără ISPN, s-au cheltuit suplimentar 2.025.427,05 lei. Total pentru tratamentul pacienților cu ISPN unice și în asocieri au fost cheltuite suplimentar 6.375.183,53 lei moldovenești.
Suma totală de ani pierduți la pacienții decedați post-cardiochirurgicali cu ISPM pentru perioada studiată a fost de 293 de ani. Prejudiciul economic provocat de decesele de pe urma ISPM post-cardiochirurgicali a constituit 5.137.101,03 lei moldovenești, echivalentul a 291.880 dolari americani. Veniturile ratate de familiile pacienților decedați cu efecte septico-purulente nozocomiale a fost de 12.732.842,40 lei moldovenești, raportate la salariul mediu pe economie Republica Moldova pe perioada studiată de 3.621,40 lei. Prejudiciul economic integral ca urmare a morbidității prin infecții septico-purulente nozocomiale cardiochirurgicale a constituit peste 53 milioane lei. Doar pentru tratamentul medical s-au cheltuit circa 19%. În atenția dumneavoastră, în continuare, vreau să vă prezint determinanții medicali și sau biologici în dezvoltarea efecțiilor septico-purulente nozocomiale. Incidența ISPN postoperatorie a fost mai înaltă la persoanele din mediul urban și a constituit 354,43 la 1000 pacienți, de genul masculin 387,28 promile, din grupul de vârstă mai mare de 60 de ani 362,72 promile. Cea mai înaltă incidență prin ISPN cardiochirurgicale s-a înregistrat la pacienții cu grupa de vârstă A2, 378,79 promile și factorul rezus pozitiv, 352,37 promile. La analiza incidenței infecțiilor septico-purulente nozocomiale în funcție de diagnosticul de bază, s-a constatat că cei mai mulți pacienți operați au avut diagnosticul, deci incidența de 533,33, au avut diagnosticul de bază anevrism disecant, sindrom Marfan. Incidența celor cu vicio aortomitrotricuspid a fost 500 promile, cu alte diagnosticuri 400 promile. În continuare, determinanții organizaționali în dezvoltarea infecțiilor septico-purulente nozocomiale cardiochirurgicale. Nivelul morbidității prin ISPN în perioada studiată a constituit 317,57 la 1000 pacienți operați. Incidența ISPN la pacienții tratați în mod conservativ a fost 34,97 promile, la cei tratați chirurgical 351,56 promile. Riscul relativ al intervenției chirurgicale și apariția cazurilor de infecții septico-purulente nozocomiale a fost 10,29. Incidența efecțiilor septico-purulente nozocomiale a fost mai mare la pacienții operați de urgență și a constituit 535,71 la 1000 pacienți operați, iar la cei operați în mod programat, fiind de 347,11 la 1000 pacienți operați. Incidența ISPN cardiochirurgicale în funcție de durata aflării în staționar până la intervenție este mai mare la pacienții ce au stat în 40 de zile, 666,67 la 1000 pacienți operați, urmați de pacienții spitalizați până la intervenția chirurgicală 26-30 de zile, cu incidență de 551,72 promile. Este semnificativ faptul că o incidență înaltă de 560 promile se atestă la pacienții care nu s-au aflat în staționar până la intervenția chirurgicală. Incidența ISPN postoperatorii cardiochirurgicale a fost mai mare la pacienții care au avut durata intervenției chirurgicale mai mare de 7 ore și a constituit 564,10 la 1000 pacienți operați, urmați în ordine descrescătoare la pacienții operați timp de 0-3 ore, 407,41 promile, 5-7 ore, 400,46 promile, 3-5 ore, 286,40 promile. În perioada studiată, incidența ISPN a crescut din primele zile de aflare în secția anestezii terapie intensivă. Astfel, pacienții care s-au aflat mai mult de 13 zile au avut o incidență maximă și a constituit 1000 la 1000 pacienți operați. Pe toată perioada studiată, nivelul morbidității a fost de 3,31 ori mai mare la pacienții care au fost în secție mai mult de 30 de zile.
și a constituit 1000 la 1000 pacienți operați. Așadar, în urma cercetării am identificat 10 determinanți în dezvoltarea infecțiilor septico-purulente nosocomiale cardiochirurgicale, care au o morbiditate înaltă și un risc foarte înalt. Concluzii generale. Nivelul morbidității prin ISPN cardiochirurgicale a fost de 317 în 315 la 1000 pacienți operați, de 21,15 ori mai mare față de datele raportate oficial la Centrul de Sănătate Publică, 15,02 promile. În structura etiologică a ISPN cardiochirurgicale predomină microorganismele gram-pozitive, 61,92%, față de cele gram-negative, 38,08%. În staționarul cardiochirurgical, microorganismele gram-negative au manifestat o rezistență semnificativă de 72,07% la antibioticele testate, față de 47,18% a microorganismelor gram-pozitive. De o polirezistență pronunțată de 100% au dat dovadă câteva specii de microorganisme gram-negative, Enterobacter coaca, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Neisseria spp, Brancamella spp și altele. Tulpinele bacteriene izolate la pacienții cardiochirurgicali cu ISPN au manifestat o rezistență mai înaltă față de penicilină, 11,91%, cefalosporinii de primă generație, 70,62%, generația a doua, 72,73%, generația a treia, 76,42%, generația a patra, 62,97%. Prejudicii economice integrale al morbidității prin ISPN post-cardiochirurgicale în perioada studiată a constituit peste 53 milioane, dintre care 10 milioane cheltuieli directe, 43 milioane cheltuieli indirecte. Determinanții în dezvoltarea ISPN cardiochirurgicale sunt tratamentul chirurgical, mediul de trai urban, genul masculin, vârsta mai mare de 60 de ani, grupa de sânge a 2, factorul rezus pozitiv, anevrism disecant, internare repetată, internare de urgență, aflarea în staționar până la intervenție chirurgicală 36-40 de zile, operația de urgență, efectuarea intervenției chirurgicale între orele 8:00-13:00, durata intervenției chirurgicale mai mare de 7 ore, aflarea în AT mai mult de 13 zile, aflarea în secție de profil după intervenții mai mult de 30 de zile. Recomandări practice. Conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și private. Respectarea cu strictețe a regulilor și a normelor antiepidemice. Deservirea medicală a pacienților expuși intervenții chirurgicale ca o acțiune de risc major pentru pacienți. Supravegherea permanentă a factorilor de risc de infecții septico-purulente nosocomiale post-cardiochirurgicale, ținând cont de diagnosticul de bază, anevrit disecant, sindrom Marfan, vicio aortomitrotricuspid, endocardită, cardiopatie, valvulopatie, formațiune de volum sau mixom, reumatism, pericardită, internarea repetată în secția de profil, spitalizarea în regim de urgență, spitalizarea mai mult de 30 de zile, efectuarea intervenției chirurgicale în intervalul la 8:00-13:30, durata intervenției chirurgicale mai mare de 7 ore, aflarea în secția T mai mult de 10-12 zile, sezonalitatea lunilor de iarnă început de primăvară, vârsta pacientului mai mare de 50-59 de ani. În scopul diminuării morbidității prin infecții septico-purulente nosocomiale post-cardiochirurgicale și excluderii deceselor în urma ISPN, a cheltuielilor suplimentare de pe urma ISPN, este necesar de a asigura aprovizionarea secțiilor cu consumabile, administrarea conștiincioasă a preparatelor antimicrobiene, respectarea regimului antiepidemic, monitorizarea cu strictețe a activității profesionale a lucrătorilor medicali, implicarea comisiei de supraveghere și control a infecțiilor asociate asistenței medicale în vederea solicitărilor măsurilor adecvate. Ministerul Sănătății. Formarea în cadrul Direcției Control de Stat, Inspecție în Sănătate, ANSP și CSP regionale a unui grup specializat de control operativ a respectării cerințelor antiepidemice în emisiile publice și private. Companiei Naționale de Asigurări Medicine, în scopul evaluării măsurilor de prevenire a ISPN, eficientizarea suportului financiar, îmbunătățirea calității actului medical, prejudiciul economic și social al infecțiilor asociate asistenței medicale în emisiile publice și private, este necesar de a prevedea în statele de personal al companiei funcția de medic epidemiolog expert. Mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim, doamna președintă, pentru acest raport, această sinteză făcută pe marginea cercetării dumneavoastră. Dragi colegi, membri ai Consiliului Științific Specializat, eu aș vrea să salut prezenta
prezența în sala rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tițimițanu, domnul profesor Ciuban. Mulțumim că sunteți cu noi. Deci, înainte de a începe faza de dezbatere pe marginea temei de cercetare, aș vrea să vă rog ca când veți pune întrebarea să obținem răspunsul și pe urmă următoarea întrebare, adică să nu fie acumulate mai multe întrebări, fiindcă va fi cu mult mai ușor de a face și analiza, dar și răspunsurile pretendente vor fi mai, să zicem așa, concludente pentru fiecare întrebare. Așadar, vă rog foarte mult, cine are întrebări pe marginea materialelor expuse, atât în raportul pe care l-a făcut pretendenta, cât și în autoreferat sau în teza propriu-zis, fiindcă toate aceste materiale au fost puse la dispoziția dumneavoastră în conformitate cu regulamentul ANACEC încă cu o lună de zile înainte. Vă rog foarte mult, cine are întrebări? Da, întrebări pot pune atât membrii Consiliului Științific Specializat, cât și referenței, cât și persoanele publice care sunt prezente aici. Vă rog. Domnul profesor, dumneavoastră, da? Aveți întrebări? Da? Nu? Bun, dacă spuneți. Da, da. Domnul profesor Spânul, vă rog foarte mult. Da, domnul Spânul, am înțeles că e bun. Bun. Bună ziua la toată lumea. Deci, într-adevăr, a fost o prezentare foarte profesională bună. Deci, doamna doctorandă, doamna Iona, doamna sanitate în totul, știți, la Institutul de Doctor Științe, în care instituții medicale au fost valorificate recomandările dumneavoastră, și dacă acum se află în curs de realizare și care ar fi, deci, am zis, pe parcursul implementării, acele roade curieste pe timpul valorificării. Dacă într-adevăr aveți informații la conducătorii instituțiilor, că într-adevăr deja ei se află în curs de realizare, deci de valorificare la instituții, respectiv de profil. Mulțumesc frumos, domn profesor, pentru întrebare. Deci, rezultatele studiului au fost verificate, au fost implementate în diverse instituții medico-sanitare publice, pentru care instituția medico-sanitară publică, Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade, Spitalul Clinic Bălți, deci Centrul Național Științifico-Practic a Chirurgilor Pediatri Natalia Gheorghiu, Asociația Chirurgilor Pediatri Academician Natalia Gheorghiu, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică Municipiul Chișinău și Colegiul de Medicină Orașul Ungheni, ca material didactic și de conduită pentru instruirea universitară, post-universitară, atât pentru studenți, medici rezidenți, doctoranți, medici chirurgi, epidemiologi, microbiologi, infecționiști și alți lucrători medicali. Da, mulțumesc. Sunteți săptămâni. Da. Vă rugăm încă întrebări. Cine dorește să pună întrebări? Dacă permiteți, domn președinte, au parvenit întrebări de la colegii noștri care sunt conectați online. Da. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Doamna Angela Paraschiv, ne auziți? Doamna conferențiar. O clipă, vă rog. Da, vă auziți. Bună ziua, stimați președinte, stimați membri ai Consiliului Științific, stimați colegi. Am o întrebare față de candidata pentru
gradul științific de doctorat și anume, care sunt particularitățile diferențiale dintre profilul pacienților cu infecție asociate asistenței medicale din secțiile cardiochirurgie și secțiile chirurgie. Ce să expuneți la microfon, doamnă secretar, domnul secretar, puteți să expuneți întrebarea ca să audă și toată omul. Sunt fost atentă. Întrebarea. Domnule Praschivencioz. Care sunt profilurile diferențiale? Particularități, da. Și general. Vă rog, da, vă rog, răspundeți. Eu mă închis microfonul. Aici? Da. Dar n-a să pute răspund. Doamna Părăschiv, mă aud? Mă aud? Da, da, da. Mulțumesc, doamna Părăschiv, pentru întrebare. Deci, profilurile, particularitățile epidemiologice care fac diferență dintre alte profiluri chirurgicale. Deci, sunt... Nu vă să vorbiți, nu vă emoționați, vorbiți. Deci, în profilul cardiochirurgical am identificat particularități epidemiologice, deci, ce țin de aspectele, biologice și medicale și i-am numit în determinanții, de fapt, biologice și medicale, pentru care sunt deci vârsta pacienților, sexul, gen, față de gen, masculin, feminin, deci factorul versus pozitiv, negativ, grupa de sânge, deci și determinații organizaționale care sunt ce țin de operația în sine, dacă este o operație în mod urgent sau programat, deci este durata operației, intervenții chirurgicale, ar fi perioada de ședere în terapie intensivă, perioada de ședere în secția de profil, de fapt. Așa. Vă mulțumesc. Poftim alte întrebări, vă rog, dacă există. Dacă îmi permiteți, mai avem aici o... Da, mai este întrebare. Da. De la doamna Cristina Josan. Ne auziți? Da. Vă aud. Bună ziua, stimați președinte. Stimați membri, deci am o întrebare către doamna Nantas. Dumneavoastră ați raportat o incidență înaltă a inspecțiilor septico-purulente nozocomiale la pacienții care nu s-au aflat în staționar până la intervenție cardiochirurgicală. Care a fost motivul? Cum este ceva proceduri și dacă dispuneți de așa date? Mulțumesc, doamna doctor, pentru întrebare. Într-adevăr, deci incidența infecțiilor septico-purulente nozocomiale la pacienții cardiochirurgicali s-a testat mai înaltă, deci cu 560 promile, la pacienții care nu s-au aflat în staționar. Datorează faptului că ei, deci aici se referă, de fapt, decesele, pentru că pacienții care au decedat, ei nu au ajuns să ajungă în secția de profil. Deci ei au murit au decedat în secția ATI, anestezie terapie intensivă, și respectiv din această cauză incidența a fost înaltă la acești pacienți. Mulțumesc. Noi mai avem mâini ridicate, dacă îmi permiteți, domnul președinte. De la domnul Nicolae Furtună. Ne auziți? Da. Domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific, stimați colegi, eu am așa o întrebare la catedra de epidemiologie. S-au făcut mai multe teze de cercetare pe
domeniul infecțiilor asociate asistențe medicale sau infecțiilor septice din medicinale. Dacă poate doamna pretender siguranță că a făcut să ne aducă la cunoștință diferența între nivelul morbidității din studiile precedente comparativ cu rezultatele obținute în teza curentă. S-au făcut colegii dânsi, s-au făcut teze cu infecțiile asociate asistenței traumatologice, chirurgicale, etc. Eu vă sunt invitare. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul Furtună, pentru întrebare. Într-adevăr, la Catedra Epidemiologie, cât și pentru Republica Moldova, de fapt, s-au efectuat cercetări în domeniul infecțiilor nozocomiale septico-purulente, infecțiilor nozocomiale septico-purulente, pe diferite profiluri, astfel că, deci, ultima cercetare a fost efectuată pe profilul traumatologie și ortopedie, în care, deci, incidența declarată a fost de, deci, 173 la 1000 pacienți, după care, deci, chirurgia abdominală ca și profil, deci nivelul morbidității a constituit 63, deci la 1000 pacienți operați. Deci profilul neurochirurgical, la care nivelul morbidității a fost determinat a fi, deci, 32 la 1000 pacienți operați. Comparativ cu studiul nostru, deci prin infecții septico-purulente nozocomiale, care este de 137 la 1000 pacienți operați. Vă rog, cine mai are întrebări, vă rog foarte mult. Vă prezentați, dar vă prezentați. Ciucoi Cristina, Medicina de Familie. Mulțumesc pentru raport. Dumneavoastră ați demonstrat sensibilitatea și rezistența microorganismelor la pacienții cu patologie nozocomială în intervenții în insecții cardiochirurgicale. Dumneavoastră ați evaluat modalitatea de administrare antibioticilor în tratamentul acestor infecții și dacă specialiștii cardiochirurgi s-au conduit după antibioticogramă, fiindcă morbiditatea este înaltă. Oricum, cât de sensibil ar fi microorganismul, noi avem o morbiditate înaltă în cardiochirurgie și chiar și în chirurgie generală. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă doctor, pentru întrebare. Deci, într-adevăr, deci situația privind investigarea microbiologică a pacienților este critică. De exemplu, în studiul nostru, din 418 pacienți cu infecții septico-purulente nozocomiale, doar la 130, ceea ce deci, semnifică 31%, li s-au efectuat investigații microbiologice. Însă tratament cu antibiotice a primit toți pacienții. Eu în lucrare prezint câteva modele de administrare antibioticelor pacienților cu ISPN și pacienților, deci, cu ISPN cu efectuare antibioticogramei și deci, un model de administrare a antibioticelor la pacienții cardiochirurgicali cu ISPN fără efectuare antibioticogramei. Și se vede vădit că, deci, nivelul este foarte înalt și deci, se demonstrează că lucrătorii medicali ignoră deci, rezultatele antibiogramelor și prescrierea acestor antibiotice duce la creșterea rezistenței la aceste antibiotice și mai mult creșterea costurilor pentru instituțiile medicale. De aceea, în studiul nostru am demonstrat că deci, rezultatele antibiogramelor au fost ignorate. Vă mulțumim. Sunteți satisfăcute? Da, mulțumim. Mulțumim. Vă rog foarte mult, cine mai are? Da, vă rog. Mariana Olinici, asistentă universitară, disciplina microbiologie și imunologie.
Vă mulțumesc mult pentru raport. Am văzut că dumneavoastră ați arătat într-un slide despre incidența ISPN la pacienții programați și cei cardiochirurgicale programați și de urgență și am văzut o diferență între aceste incidențe. Aveți o explicație de ce la pacienții care au fost operați de urgență, incidența a fost mai mare? Mulțumesc, doamnă doctor, pentru întrebare. Deci, incidența la pacienții operați în mod de urgență, deci nivelul morbidității este mai înalt, pentru, din considerentele că acești pacienți sunt aduși de medicina de urgență în staționar, deci ei sunt bolnavi critici, gravi, și din acest considerent ei sunt deci supuși riscului mai mare, mai bădit față de restul pacienților. Vă mulțumim, Dar vă rog, da? Încă o întrebare, vreau să întreb despre biosubstratele care au fost recoltate de la pacienții cardiochirurgicali. Mulțumesc pentru întrebare. Deci biosubstratele care au fost deci ridicate pentru a investiga la acești pacienți au fost sânge, lichid pleural, lichid pericardic, urină, cateter urinar, cateter venos, mase fecale și erupții din erupții cutanate, deci de pe Vă rog, cine mai are întrebări? Da, vă rog foarte mult, vă prezentați. Bună ziua, Octavian Sajin de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Întrebarea mea este următoare. Câte decese au fost înregistrate în secțiile cardiochirurgicale, profil cardiochirurgical în perioada efectuării studiilor? Mulțumesc, domnul doctor, pentru întrebare. Deci, pe parcursul perioadei studiate, în secție de cardiochirurgie au murit în total 41 de pacienți. Pe durata spitalizării până la operație și intraoperator până la 23 de ore, deci pacienți cu decese nu s-au registrat, însă deci postoperator 23 de ore și 24 până la 47 de ore, deci a fost de la intervenția cardiochirurgicală au fost înregistrați câte 2 pacienți, da, fără ISPN. Deci din pacienții cu ISPN au fost 30. Care a constituit 81,90%. Dumneavoastră, cum v-ați prevăzut următoarea mea întrebare, ce este indecesă, că matematica, aritmetica asta, am observat că în studiu erau arătați 37 de persoane și dumneavoastră, cum ați explicat perfect, unde s-o diferență, da, dintre aceștia 41 și 37, care de fapt sunt incluși în studiu. Da, deci restul de la 37... Și, dacă îmi permiteți încă o întrebare tot în acest context, dacă există sau ați comparat cu alte studii, la fel, nivelul de mortalitate în studiul noastră, cu studiile poate de exploatare sau dacă anterior au fost efectuate ceva similar la noi Republică? Desigur. Deci, decesul printre pacienții, anume cardiochirurgicali, în alte studii, au fost, unele au fost similare, deci chiar am găsit rezultate similare în 60, din 60 de decese, deci 21 erau cu infecții septicopurulente și restul fără infecții septicopurulente. Deci, practic, în studiile din literatura de specialitate, mai cu seamă internațională, am găsit deci, rezultate similare. Vă mulțumesc frumos! Dacă îmi permiteți, domnul președinte, avem o mână ridicată. Doamna Miron Inga, vă rog. Bună ziua, stimați președinte, stimați membri, stimați colegi. Sunt Miron Inga de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și am să adresez și eu o întrebare.
care este corelarea factorului determinant studiat de dumneavoastră, sezonalitatea și apariția infecțiilor nosocomiale? Se regăsește acest determinant în dezvoltarea infecțiilor septico-purulente nosocomiale și la alți autori? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă doctor, pentru întrebare. Deci, numărul cazurilor de infecții septico-purulente nosocomiale, un aspect lunar, este direct proporțional cu numărul cazurilor de intervenții chirurgicale și, deci, coeficientul de corelație a fost de 0,521, care a indicat o asociere substanțială. Ce ține de rezultatele din alte cercetări efectuate, am găsit că complicațiile postoperatorii sunt influențate în perioada anului. Cercetătorii raportează deci, mortalitatea în spital și în secția terapie intensivă după operație de bypass coronarian, care a fost crescut anume în perioada rece a anului, comparativ cu restul anului, și că temperatura negativă influențează foarte mult modificările fiziopatologice, deci pentru decesele care sunt așa de frecvente în timpul iernii. Mulțumim. Mulțumim, eu cred că este suficient pentru această întrebare. Răspunsul este destul de amplu. Vă rog foarte mult, cine mai dorește să pună întrebări? Nu există, da? Mai avem o întrebare. Mai avem, da? De la doamna doctor Spătaru Deana. Da. Doamna Spătaru, vă rog să puneți întrebare. Bună ziua! Stimați domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Județ Specializat, onorată asistență, dacă îmi permiteți, am o întrebare. Dumneavoastră, în raport ați menționat că ați registrat decese la pacienți care au fost supuși intervențiilor chirurgicale după 48 de ore, adică au deceas după 48 de ore de la intervenție. Întrebarea este dacă aceștia au decedat din cauza infecțiilor pentru concurente sau cauza decesului totuși a fost patologie după altă. Mulțumesc mult de întrebare, doamnă conferențiar. Da, la 48 de ore postoperator au decedat 37 de pacienți, dintre care 30 de pacienți au fost cu SFN. Deci restul 7 nu au avut infecții septico-purulente nosocomiale. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, vă mulțumim. Nu mai sunt întrebări, da? Nu. Odată fiind încheiată această parte foarte importantă de susținere a tezei, deci, stimați colegi, eu aș vrea să ofer cuvântul secretarului științific al Consiliului Științific Specializat pentru a aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în aviziile seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și în alte avizie ale altor centre științifice referitoare la valoarea științifică a cercetării supuse astăzi analizei. Vă rog foarte mult, doamnă secretar al Consiliului Științific Specializat, să prezentați aceste materiale. Mulțumesc, domnul președinte. Onorată asistență, în atenția dumneavoastră, vă prezint decizia ședinței comune a Școlii de Management în Sănătate Publică și Departamentul Medicină Preventivă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din 27.10.2020, a prezidat ședința doctorului habilitat în științe medicale profesor universitar Oleg Lozan, ce formulează următoarele. Teza epidemiologiei infecțiilor septico-purulente nosocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical, elaborată de competitorul Alena Anastas, reprezintă o lucrare științifică actuală, în mare parte finalizată și realizată în metodologie corect, cu importanță teoretică și practică, care corespunde exigențelor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare.
Agenției Naționale de Sigurare Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, înaintate față de tezele de doctor în științe medicale și după redactare, cu înlăturare obligatorie a tuturor lacunilor și luare în calcul a tuturor propunerilor, poate fi înaintată pentru discuție și aprobare la seminarul științific de profil 331.01, Sănătate publică, specialitatea 33101, Epidemiologie, în vederea obținerii titlului științific de doctor în științe medicale, specialitatea 331.01, Epidemiologie. De asemenea, aș vrea să dau citire hotărârii seminarului științific de profil Sănătate publică din cadrul Universității de Stat Nicolae Tesimețanu, referitor la teza compictorului Anastas Aliona cu tema Epidemiologie infecțiilor septico-purulente nozocomiale în staționarul de profil cardio-chirurgical la specialitatea 33101 Epidemiologie din 01 martie 2021. A prezidat ședința Oleg Lozan, doctorul habilitat în științe medicale, profesor universitar. În decizia seminarului științific de profil a fost aprobat teza de doctor în științe medicale cu tema Epidemiologia infecțiilor septico-purulente nozocomiale în staționarele de profil cardio-chirurgical, programul de doctorat 33.01 Epidemiologie a doamnei Anastas Aliona, student doctorand anul 4, formă de studii cu frecvență redusă, Departamentul Medicină Preventivă, disciplina Epidemiologie. Au votat pro 15, contra 0. S-au obținut de la vot 0 persoane. În conformitate cu prevederile punctului 23 al regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil, aprobat prin decizia numărul 38 din 10 octombrie anului 2018 a Consiliului de Conducere al UNACEC, acumulat 65 de puncte, se apreciază ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora și verificarea de către președintele seminarului științific de profil se recomandă spre susținerea în Consiliul Științific Specializat. A recomanda prin examinare și aprobare în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat ad hoc cu instituțiile organizatoare de doctorat din domeniul științei medicale, teza de doctor în științe medicale cu tema Epidemiologia infecțiilor septico-purulente nozocomiale în staționarele de profil cardio-chirurgical, programul de doctorat 33.01 Epidemiologie a doamnei Anastas Aliona, student doctorandă anul 4, forma de studii cu frecvență redusă, Departamentul Medicină Preventivă, disciplina Epidemiologie. Totodată, în adresa Consiliului Științific Specializat, la rezumatul doamnei Anastas Aliona, au parvenit 24 de avize pozitive prezentate de către instituții de cercetare din țară din domeniul respectiv, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimețanu, de la Cibutaru Anatol, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, cursul de chirurgie cardiacă și vasculară, Caproș Nicolae, doctorul habilitat în științe medicale, profesor universitar, catedra ortopedie și traumatologie, Casian Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, catedra chirurgie generală, semiologie numărul 3, Berliba Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra chirurgie numărul 1, Nicolae Anisteadi. Balan Greta, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, departamentul medicină preventivă, disciplina de microbiologie și imunologie. Sofroni Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, departamentul medicină preventivă, disciplina epidemiologie. Din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, Eptodiv Eduard, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, neurochirurg. Sinițina Iulia, medic-microbiolog, specialist principal laboratorul bacteriologic. Din cadrul Institutului Mamei și a Copilului, Gavriluc Natalia, doctor în științe medicale. Institutul de cardiologie, Abraș Marcel, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Institutul oncologic, Cara Olga, medic-epidemiolog. Institutul de medicină urgentă, Maxim Igor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, șef departament chirurgie. Din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Jeneamski Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, director ANSP. Spână Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Sajin Octavian, doctor în științe medicale. Furtuna Nicolae, master în sănătate publică. Din cadrul Centrului de Sănătate Publică, municipiul Chișinău, Tkache Eudokia,
doctor în științe medicale, șef al Centrului de Sănătate Publică Chișinău, Balana Elena, medic epidemiolog, din cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, doamna Cobzar Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar. Alte unități de cercetare și persoane fizice din țară și de peste hotare care efectuează cercetări apropiate temei tezei examinate. Așa, de la Institutul Național de Sănătate Publică din Canada, Gâlcă Vladimir, doctor în științe medicale, consilier științific specializat, din cadrul Agenției de Securitate a Sănătății din Londra, doamna Aurora Demaș, cercetător științific de Departamentul Virusologie, Bolia Maria, cercetător științific, secția servicii clinice, din Federația Rusă, Климов Дмитрий, доктор секции хирургии септика, Спиталу клиник, републикан, де психиатрии Белц, домнул Цуркан Василий, доктор в штинце медикали, сервичу эпидемиологии. Менционез, как тоати авизили сун фаворабли претенденту, ще причаза позитив, теза, через мато. Бомцвеск. Și eu vă mulțumesc, doamna secretară al Consiliului Științific Specializat. Acum voi oferi cuvântul doamnei Năstas pentru a-și expune părerea pe marginea avizilor parvenite în adresa Consiliului Științific. Eu vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au scris și au avut au folosit timpul său prețios pentru a recenza avizul tezei mele. Vreau să le mulțumesc doctorilor, profesorilor universitari, conferențiarilor universitari din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițean, domnul profesor Anatol Cibotaru, domnului conferențiar Marcela Braș, domnului conferențiar Eftodie Eduard, domnului Maxim Igor, domnului conferențiar Maxim Igor și tuturor celor care au recenzat referatul și au fost menționați mai sus. Vă mulțumesc, doamna Năstas, pentru această intervenție. Dragi colegi, în conformitate cu regulamentul de susținere a tezilor, aș vrea să dau cuvântul doamnei secretare a Consiliului Științific Specializat pentru a aduce la cunoștința dumneavoastră caracteristica calităților profesionale și personale ale candidatei la titlul de doctor în științe medicale. Doar numai că am să vă rog, doamna secretară al Consiliului Științific Specializat, cât mai succint. Bine? Am înțeles. Mă străduc. Doamna Năstasa Leona s-a născut la 26 martie 1982 în Federația Rusă, Republica Komi, raionul Udorski. S-a educat și format în perioada anilor 1989-1997 școala medie numărul 1, orașul Ialoveni. După finisarea ciclului gimnazial, este admisă la studii în perioada anilor 1997-2000 la Colegiul de Medicină orașul Ungheni, unde obține competențe generale de practică profesională. Fiind interesată de obținerea competenței profesionale de felcer, este matriculată în perioada anilor 2000-2002 la Colegiul Republican de Medicină. Conștientizând că pentru a putea ajuta în ameliorarea suferințelor bolnavilor în clinică, este nevoie să studieze psihologia. Astfel, în perioada anilor 2002-2006, se face studiile la Universitatea de Stat din Moldova, unde își obține titlul licențiat în psihologie, specialitatea psihologie clinică. În paralel, reușește să se înmatriculeze în perioada anilor 2004-2010 la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițean, obținând calificare medică în sănătate publică, profilul medicină, specialitatea sănătate publică. Activitate profesională debutată în calitate de laborant în perioada anilor 2007-2008 în laboratorul științific infecției intraspitalice și catedra epidemiologiei.
din 2011 până în prezent activează în calitate de asistent universitar în cadrul Departamentului Medicină Preventivă, Disciplină de Epidemiologie din USMF Nicolae Tesmețanu. Pe parcursul doctoratului, doamna Anastasia Leon a prezentat rezultatele științifice obținute la 6 foruri științifice naționale cât și internaționale. Doamna Leon Anastasia a participat activ în peste 100 de stagii profesionale naționale și internaționale. Aproape a acoperit are de interes științific în domeniul infecțiilor septico-purulente, în mod cert demonstrând că este o cercetătoare aviată în acest domeniu. Lucrările științifice publicate. În baza rezultatelor tezei au fost publicate 13 lucrări științifice, inclusiv 12 fără coautori, dintre care 2 articole în reviste din străinătate recunoscute, 2 articole în reviste de bazele de date cu impact factor 0,49 fiecare, 3 articole în reviste naționale recenzate, 6 teze în colegii științifice naționale cât și internaționale. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, doamna secretară științifică al Consiliului Științific Specializat. Acum, dragi colegi, trebuie să trecem la următoarea etapă de susținere a tezei, care reprezintă referințele oficiale ale referențelor care au fost desemnați de către ANACEC pentru susținerea acestei teze. Dacă îmi permiteți, voi oferi cuvântul doamnei doctor habilitată în științe medicale, profesorul universitar Spinei Larisa, pentru a expune referința sa la această temă. Mulțumesc, stimată domnul președinte a Consiliului Științific Specializat, stimați membri a Consiliului Științific Specializat, onorați prezenți. Vreau să spun de la început că am fost recizent și la seminar științific de profil, unde au fost expuse foarte multe sugestii cu care domnul doctorant a lucrat, a îmbunătățit lucrarea, și de aceea astăzi noi cu dumneavoastră vedem o variantă care și prezintă rezultatul studiului științific realizat în acest departament. Noi cunoaștem foarte bine că în departament din care și vine domnul doctoranta Alena Anastas, au fost realizate multe cercetări cu așa gen, dar pentru diferite spitale, diferite profiluri. De aceea, la mine tot a fost așa o întrebare, să întreb prin ce se desibește, presupunem, determinanțele care dumneavoastră ați găsit la pacienți din profilul cardiochirurgic și traumatologic, de exemplu. Nu, noi am auzit întrebarea similară, într-adevăr este interesant de cunoscut acest lucru și sunt sigură că doctoranta și a făcut acest lucru în sinteză rezultatelor obținute, unde face comparația rezultatelor proprii cu rezultate similare altor cercetări. Ce se referă la temă, la recenzia care eu am prezentat în secretariat, clar că ea este structurată tradițional, conform tuturor cerințelor, dar acum eu vreau să fac așa o revizie și anume acestei lucrări și în paralel cu unele întrebări care noi cu dumneavoastră am mediat. Clar că tema cu infecțiile septico-purulente în oricare profil chirurgical este foarte importantă, că duce la unele complicații și inclusiv și complicații cele mai severe, decese. Dar pentru a dovedi că anume infecția septico-пурулентă este cauza directă a decesului, trebuie să fie realizate studiile analitice. Și de aceea unele întrebări ce țin de cauza decesului, ce țin de factorii de risc, domnul Anastas în cercetarea care a realizat nici nu a putut să obțină răspuns, trăieșind din fapt că dumneavoastră, noi am făcut toți cunoștință cu
lucrarea cu metodologie cercetării și cunoaștem că prin studiu descriptiv transversal nici nu este posibil de obținut răspuns la aceste întrebări. Este o problemă foarte mare infecțiile septico-purulente a sănătății publice, reieșind din fapt că prin aceste infecții poate să fie măsurat prejudiciu atât medical, atât social, inclusiv și economic. Și de aceea este foarte bine că și în cercetarea dată doctoranta a structurat anume rezultatele cercetării pentru a prezenta aceste trei compartimente a impactului sau impactul care noi putem să măsurăm prin această infecție. Care este frecvența acestei infecții? Dacă noi deschidem biblioteci electronice, noi ușor găsim referitor la frecvența acestor înregistrări, acestor infecții în țările dezvoltate. Și unde se consideră că este normal că o instituție medicală a declarat câteva sute mii de cazuri pe parcursul unui an calendaristic. De ce este important? De aceea că instituția, când declară aceste cazuri, ea face analiza acestui caz și deja elaborează unele măsuri pentru prevenirea cazurilor similare. Ce se întâmplă la noi în Republică? La noi în Republică sunt instituțiile medicale care nu declară niciun caz. Și știți, eu am citit lucrarea și chiar am copiat clar că fraza aceasta nu obține doctoranții. Cineva cândva a scris, cred că nu a avut o intenție rea, dar ascultați fraza aceasta. Rata incidenței infecțiilor septico-purulente nozocomiale într-un staționar chirurgical reflectă calitatea acordării asistenței medicale. Nici de cum nu poate să fie nivelul acestei infecții să coreleze unul la unul cu calitatea asistenței medicale. Și anume răspuns la această întrebare o dat și doamna doctorantă în capitolul 4, care este dedicat prezentării rezultatelor, anume determinanților, care influențează cazurilor mai agravante a acestor pacienți care au fost tratați în secțiile cardiochirurgicale, inclusiv și deces. Să cunoaștem foarte bine anume aceste determinante care a structurat doamna doctorantă, într-adevăr pot fi clasificate ca factorii de risc, cum eu am spus, din cercetarea actuală nu este posibil de stabilit, pentru asta trebuie realizat un studiu analitic și de dovedit anume prezența sau absența unor factorii de risc. Și de aceea eu cred că poate și Ministerul Sănătății, care a să facă cunoștință cu rezultatele cercetării dumneavoastră, trebuie să elaboreze unele criterii pentru instituțiile chirurgicale și care m-am gândit foarte bine și foarte semnificativ că președinte acestei ședințe de astăzi este estimatul medic-șef a unei instituții medicale, care dumneavoastră și puteți să fiți o persoană care trebuie să promovați anume această idee. Că nici de cum aceste infecții nu este răspuns la calitatea actului medical. Alte rezultate cercetării care au fost obținute în această cercetare sunt foarte importante, că dovedesc importanța înregistrării acestor cazuri, dar la întrebarea care v-a dat domnul medic de familie, dumneavoastră așa ați răspuns că medici prescriu antibiotici fără antibiotic-ограмма, fără să cunoască anume care antibiotic trebuie să fie prescris. În primul rând, dumneavoastră la această întrebare trebuia să răspundeți foarte clar, că dumneavoastră naționalizat
acest lucru. Dumneavoastră n-ați intervievat pe medici-chirurgi și n-ați întrebat pe ei acest lucru. Că n-ați avut așa chestionar pentru lucrători medicali care lucrează în secțiile de chirurgie. Și permanent, când dumneavoastră nu aveți rezultatul cercetării, așa și trebuie de răspuns. În premieră, dumneavoastră ați analizat un obiectiv, ați prezentat cu prejudiciu economic. Este foarte important că dumneavoastră ați făcut acest lucru, dar eu totuși consider că când prezentați acest rezultat, el este bazat pe eșantion care a fost în cercetarea dumneavoastră. Nici de cum acest rezultat nu poate să fie prezentat ca prejudiciu total pentru toți pacienți care au fost tratați în aceste secții de cardiochirurgie. Valoarea aplicativă a lucrării este foarte importantă, că dumneavoastră ați completat unele lucruri care nu au fost cunoscute și aceste momente, sunt sigur, sunt predate și pentru studenți, pentru rezidenți, pentru medici la cursuri de perfecționare și reieșind din concluziile care dumneavoastră ați obținut în baza rezultatelor cercetării și recomandări care au fost elaborate, este foarte bine structurate. În genere vreau să spun că teza care noi cu dumneavoastră vedem este structurată proiect, are toate compartimentele necesare, se începe cu introducerea, unde este prezentată actualitatea temei, care este bazată și capitolul 1, care sunt bazate pe surse bibliografice din acele 132 de surse, dacă nu mă greșesc, 70% sunt surse recente. Asta înseamnă că, într-adevăr, dumneavoastră ați analizat ce este cel mai contemporan în domeniu ce ține de cercetarea dumneavoastră. Ce se referă la capitolul 2, el este foarte bine structurat, unde dumneavoastră, într-adevăr, prezentați metodologia ce corespunde studiului transversal, care are posibilități, care are puțin limitații pentru a răspunde la mai multe întrebări. Că noi suntem așa de prinși, că când vedem o teză, noi dorim să obținem acolo rezultat la foarte, foarte multe întrebări. În genere, o teză de student-doctorant trebuie să rezolve o problemă foarte îngustă, dar profund. Ce se referă la două capitole care aveți cu rezultate, ei tot foarte bine sunt structurate, sunt bazate pe evaluarea indicatorilor, care corespund, iarăși mă repet, studiul care dumneavoastră ați realizat, și este respectată această concordanță dintre expunerea obiectivelor, expunerea rezultatelor cercetării, concluziilor și recomandărilor. Pentru ziua de astăzi, clar că nu este cercetarea care nu are unele sugestii, că acest lucru este în permanență, trebuie să fie îmbunătățit. Dar varianta tezei care noi am văzut și cum o stimată domnul președinte a seminarului Consiliul științific specializat, că am fost ambii în componența seminarului științific, încă o dată vreau să mă repet că doamna Anastasia Alionă a lucrat foarte mult și a perfecționat lucrarea. Și consider că rezultatele cercetării sunt bune, valide, au o dovadă științifică, au implementarea în practică, iar doamna doctorantă Anastasia Alionă e de plin merit titlul științific de doctor în științe medicale. Mulțumesc! Doamna profesor, noi vă mulțumim pentru această expunere a referinței dumneavoastră. Ca de obicei, dumneavoastră foarte exigent ați luat în
în examinarea această teză și vă mulțumim mult pentru aprecierile pe care dumneavoastră le-ați făcut. Doamna Năstas, vă rog să răspundeți la obiecțiile făcute de doamna profesor universitar Larisa Spinei. Stimată doamnă profesor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru recenzarea lucrării noastre. Deci, cu referire la obiecțiile făcute, vă mulțumesc foarte mult că ați punctat tocmai acele momente care noi le-am și discutat împreună și le-am încercat să le rezolvăm în cadrul tezei, așa încât varianta finală să fie întocmai perfectă. Și toate aceste obiecții au fost luate în calcul în finalizarea lucrării. Pentru îmbunătățirea lucrării. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest... Mulțumim, doamna Năstas. Luați loc. Stimați colegi, acum vom oferi cuvânt celui de-al doilea referent oficial, doamnei doctor în științe medicale, conferențiarul universitar Blagandravova Ana, din Federația Rusă. Госпожа Благонравова, доктор медицинских наук, доцент из Российской Федерации, пожалуйста, она будет говорить, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность выступить в качестве официального оппонента по диссертации Настас Алены «Эпидемиология гнойно-септических мезокомиальных инфекций в стационарах кардиохирургического профиля». Тема исследований, конечно же, весьма актуальна, она обусловлена и медицинской, и социально-экономической значимостью инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи у пациентов кардиохирургического профиля. Эта комплексная проблема внутри больничной структуры пациентов продолжает оставаться очень важной для всех стран мира. И согласно позиции ВОЗ, ни одно медицинское учреждение в мире не может оформлено указанных пунктов. На мировые данные о распространенности этих инфекций среди пациентов кардиохирургического профиля достаточно вариабельные, что свидетельствует о разной степени изученности данной проблемы в разных странах. При этом мало каких-то системных и методологически верно полученных данных о экономическом ущербе, который приносят эти инфекции. И вот в связи со всем вышеперечисленным, актуальность и значимость исследования, выполненного Аленой Настас с целью оценки эпидемиологических особенностей внутрибольничных пневмоноспитических инфекций в кардиохирургических стационарах для оптимизации системы эпидемиологического надзора и контроля за этими инфекциями, не вызывает сомнения. Все положения, выводы и рекомендации, сформулированные Аленой в ходе выполнения этого исследования, они обусловлены современным научно-методическим подходом к планированию и выполнению данного исследования. Основательно изучена мировая литература, что позволило получить объективные сведения о состоянии исследуемой проблемы и сформулировать цели и задачи данной работы. Представленные результаты соответствуют поставленным целям и задачам, а достоверность полученных результатов обусловлена адекватным выбором методов статистической обработки полученных результатов. И проведенное исследование позволило соискателю представить на защиту выводы, которые аргументированно раскрыты в тексте диссертационной работы, обобщены в самих выводах, которые включают и количественные данные, и базируются на фактическом материале. И также исследователям предложены рекомендации для их практического применения.
соискателям представлены первичные данные, это свыше 1300 участников ретроспективного кросс-секционного эпидемиологического исследования описательного типа. Выбранные методы адекватны и дизайну, и поставленным задачам. Использован эпидемиологический, микробиологический, статистические методы исследования. И научная новизна данной работы заключается в том, что впервые для Республики Молдова получены данные об интенсивности, о структуре заболеваемости, об этиологических особенностях инфекций у пациентов кардиохирургического профиля. И что особенно интересно в данной работе, проведена оценка экономического бремени инфекций на систему здравоохранения. При этом в работе установлен значительно более высокий уровень заболеваемости СМП по сравнению с официально зарегистрированной и преобладанием в этиологической структуре грамположительных микроорганизмов. Кроме того, впервые для Республики Молдова получены аналитические данные о прямых и косвенных экономических потерях вследствие послеоперационной заболеваемости пациентов кардиохирургического профиля. Показаны факторы риска, но здесь как-то сказать, что эти факторы они уникальны для данных пациентов или для Республики Молдова нельзя, вот, но тем не менее, так вот, еще раз подчеркивание имеющихся факторов риска, оно позволяет грамотно, правильно спланировать профилактические мероприятия для предотвращения появления и распространения этих инфекций в кардиохирургических стационарах. Результаты, полученные диссертантом, имеют важное теоретическое и практическое значение. Выводы обоснованы, имеют научную новизну и представляют несомненную ценность для практики. Исследователям сформулированы конкретные практические рекомендации для всех уровней системы организации здравоохранения. И, собственно, проведенное исследование позволило обосновать необходимость внедрения комплекса мероприятий по обеспечению эпидемиологического надзора и контроля за инфекциями в кардиохирургическом стационаре, в том числе рекомендовать медицинским организациям стратифицировать кардиохирургических пациентов по выявленным факторам риска развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Стоит отметить, что результаты диссертационного исследования внедрены в деятельность медицинских организаций разного профиля, а также в учебный процесс образовательных учреждений. Личный вклад автора определяется участием на всех этапах диссертационного исследования, начиная от этапа планирования, проведения литературного поиска, сбора материалов для исследования, систематизации, статистической обработки, интерпретации полученных результатов. Авторам самостоятельно сформулированы выводы и практические рекомендации. Позвольте мне детально не останавливаться на структуре самой диссертации. Собственно, она изложена, была мне в переводе на русский язык, что составило 108 страниц основного текста, включая 4 главы собственных исследований. Были представлены выводы, практические рекомендации, библиографический список, включающий 136 наименований источников, 2 приложения. Диссертация иллюстрирована таблицами и рисунками. Что я хочу подчеркнуть, что вот в третьей главе собственных исследований такой, на мой взгляд, хорошую и новизну, и практическую значимость как раз составляет анализ прямых и косвенных расходов, связанных со случаями инфекции в стационарах кардиохирургического профиля. На самом деле это очень сложная работа, которую эпидемиологи разных стран мира пытаются проводить, но не существует каких-то унифицированных методик оценки. А мы понимаем, что с органами управления здравоохранения зачастую можно разговаривать только на языке цифр, на языке финансов. Вот. И как раз вот эта проведенная работа, она позволяет аргументированно донести до лиц, принимающих решения, вот актуальность этой проблемы и
собственно, позволяет наглядно, так сказать, представить необходимость вот внедрения тех мероприятий, которые сформулированы диссертантом в разделе практических рекомендаций. Обобщение полученных результатов написано подробно с критической оценкой, сравнением полученных результатов с данными других исследователей, подведены итоги проведенного исследования. Результаты диссертационного исследования изложены на различных конференциях, отражены в 10 публикациях, в том числе 6 статей в признанных зарубежных журналах. Есть публикации в изданиях с достаточно высоким импакт-фактором и в рецензируемых национальных журналах. Таким образом, подытоживая все вышесказанное, хочется отметить, что диссертационная работа Настас Алены «Эпидемиология гнойно-септических нозокомиальных инфекций стационарных хирургического профиля, представленная на соискание ученой степени по специальности 331.01 «Эпидемиология», является завершенной научно-квалификационной работой, содержащей новые сведения для решения актуальной научно-практической задачи в области здравоохранения по определению подходов к профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в стационарах кардиохирургического профиля на основе изучения заболеваемости пациентов, структуры факторов риска развития этих инфекций и социально-экономического бремени и антибиотикорезистентности возбудителей, что имеет существенное значение для эпидемиологии. А по своей актуальности, научной новизне, теоретической, практической значимости диссертация полностью соответствует всем требованиям к написанию и изложению научно-квалификационной работы и производит весьма благоприятное впечатление. Я закончила. Спасибо. Спасибо вам большое, госпожа доцент. Благодарю вас за прекрасный отзыв о нашей диссертации. Сейчас я предоставлю слово госпоже Настас, чтобы она дала ответы на ваши объекции, которые были в течение изложения вашего материала. Уважаемый председатель, член диссертационного совета, позвольте выразить мои слова благодарности официальному оппоненту, доктору медицинских наук, доценту Анне Сергеевне Благонравовой, которая она даже является профессором, почетным профессором нашего университета, за оказанную честь, за труд по рецензированию диссертации и ее положительную оценку. Спасибо большое. Mulțumim, doamna Anastas, pentru intervenție. Doamna Spinie, cum spuneți? Stimați colegi, în primul rând, membrii ai Consiliului Științific Specializat. Trecem la următoarea etapă de susținere a tezei. Ea este dedicată discuțiilor publice referitor la calitatea temei de cercetare. Se are în vedere actualitatea ei, valoarea științifică, aplicativă a rezultatelor obținute și implementarea în practică a acestor rezultate. Deci, în conformitate cu regulamentul ANACEC, toți membrii Consiliului Științific Specializat trebuie să se expună asupra acestor deziderate ale temei de cercetare supuse astăzi examinării în Consiliul Științific Specializat. Așadar, dacă nu sunteți împotrivă, vom merge pe listă. Mai întâi se vor expune membrii Consiliului Științific Specializat, pe urmă toți cei care sunt prezenți sau online sau chiar fizic, dacă veți dori, de asemenea veți avea posibilitatea să vă expuneți asupra calității tezei de doctor în științe medicale a doamnei Nastas Alena. Vă rog mult, domnul profesor Constantin Spânu, doctor habilitat, profesor universitar. Vă rog foarte mult. După listă, e bun.
Da, președinte, mulți stimați președinte, mulți stimați membri cu sensibilizat, mulți stimați cei care au s-au aflat în discuții în online. Vreau să spun din start, eu am fost la prima fază, am fost ca referent oficial, cunosc în declarat teza. Deci, de data aceasta am venit cu un acest pe care deja l-am expediat în adresa sectorul științei. Deci eu nu am să mă refer la câteva chestiuni cheie. În primul rând, vreau să spun că, într-adevăr, infecțiile asociate asistenței medicale sunt o problemă globală, care este și pentru Republica Moldova. Noi, înțelegeți, suntem martori la un șir de teze susținute ce sunt infecțiile asociate asistenței medicale. Dar, dacă s-ar merge cu niște pași insistenți că, aș spun eu, în sarcina doctorantului este de a studia, de a pune pe masă, de a pune cele dovezi pentru a scoate la evidență cele sunt patru calități. În cazul de față, eu mă refer la patru calitățile specifice pentru infecțiile septico-pulmonare în staționare de profil. Deci e foarte remarcabil faptul că din cadrul acestui departament, din cadrul fostei cadere, tot timpul se fabrică aceste lucrări foarte prețioase și foarte bune. Dar ca să ne dăm seama, deci, eu înțeleg, am vrea să știm toți care este impactul, care este acele sunt dividende pe care le obține sistemul de sănătate. Dar să ținem aminte că doctorantul are sarcinile concrete, deci ce sunt de scop și de obiective, care sunt foarte bine să am de specificate și în cazul față. Restul ce ținem de valorificare, implementare, mecanisme și așa mai departe, trebuie să le asume alt segment. Deci alt segment, eu știu, deci, cred că cu participarea sistemului de sănătate, dacă într-adevăr vrem să avem în buzunar acele evidente care au fost astăzi demonstrate și argumentate. Acele sume de bani care se primesc ar fi posibil de a fi câștigate prin valorificarea acestor metode, ar fi bine puse în mișcare pentru motivarea medicilor ca să nu plece peste votare, pentru echipament, pentru dotare și așa mai departe. Noi fabricăm teză după teză, dar nu vreau să spun cuvântul că rămânem la carul vechi, ar fi cazul că administrația publică locală, administrația spitalului, nu numai că dă într-adevăr, se întrește cu faptul că în baza lor au fost realizate aceste teze, se cere ca ele să fie valorificate. Dacă într-adevăr vreți să aveți să aveți acele dividende, să nu avem bani vărsați în vânt. Deci, referitor, eu încerc scuze că am făcut această o mică diviere. În total, eu, încă o dată repet, eu am citit teza, o cunosc că sunt foarte bine. Este o teză care conține două părți principale, deci studii, cunoaștere și contribuții sunt proprii. Nu vreau să mă opresc la ce include studii, cunoaștere și studiu contribuții sunt proprii. Vreau să spun că, într-adevăr, au fost scoase în evidență acei determinanți care favorizează dezvoltarea acestor infecții în cadrul instituțiilor de profil cardiochirurgical. Doctoranta ar vrea să înțelegeți că sublimează faptul că în urmă cercetărilor privind etiologia infecțiilor septico-pulmonare nosocomiale, în staționarele cardiochirurgicale se impun anumite propuneri de utilizare a rezultatelor lor științifice care sunt direcționate spre conducătorii Institutului Medico-Sanitar, despre care eu deja am vorbit. Deci eu încă o dată vreau să spun că doamna doctorantă este un specialist profesionist, deci a tras atenție la acele referințe care au parvenit din diferite localități, să spun eu, chiar și după hotare, din țări care totuși au
o experiență bogată în ceea ce constă evidențierea și combaterea acestor infecții asociate asistenței medicale, astfel demonstrăm că teza este o teză profesionistă, trudită și bună pentru a fi, fi valorificată în practicile medicale sau în practica medicală în cazul de față. În încheiere consider că actualitatea problemei puse în discuție de doamna doctorantă candidată la titlul de doctor științe medicale Aliona Anastas, lucrarea epidemiologiei infectioseptico-coliene nodocomiale în staționarul de profil cardiochirurgical, realizate prin cele mai avansate și performante metode, luând în considerată de asemenea valoarea științifică, practică, aplicativă, teoretică, precum și nivelul înalt profesional al cercetării, eu personal sunt pentru conferirea titlului științific de doctor în științe medicale autorii acestei teze de doctorat. Eu cu dată repet, ea se bazează pe un șir de rezultate bine pus la punct, care se încadrează în axioma noastră. Medicina bazată pe dovezi. Eu vă doresc mult sănătate și încă o dată spun, merită totalmente titlul de doctor în științe medicale. Vă mulțumesc sunt tuturor pentru atenție. Domnul profesor, și noi vă mulțumim foarte mult pentru această opinie a dumneavoastră, pentru expertiza pe care ați manifestat-o în analiza acestei teze și vreau încă un lucru să vă mai spun. Noi vă mulțumim mult pentru susținerea tinerilor specialiști din Republica Moldova în dezvoltarea capacităților. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce faceți. O să vă dăm cuvântul, doamna Anastas, la sfârșit. Dumneavoastră puteți să vă faceți notițe, să răspundeți la fiecare membru al Consiliului Științific Specializat separat. Noi acum o să mergem cu examinarea opiniei tuturor membrilor Consiliului Științific Specializat. Urmă, dumneavoastră, o să răspundeți. Dacă îmi permiteți să ofer cuvântul domnului Sergio Cebanu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, pentru a-și expune opinia referitor la noutatea științifică și alte aspecte ale temei. Vă rog foarte mult! Bună ziua, stimate domnule președinte al stimată asistență. Vreau să vă expun și eu referitor la teza doamnei Anastas Aliona, pentru că s-a discutat că prima etapă, această teză a fost discutată la o ședință comună din cadrul Școlii de Sănătate Publică și Departamentului Medicină Preventivă, o ședință comună. Vreau să vă spun că, într-adevăr, a durat un pic mai mult, dar într-adevăr, acum asistăm la avem un material bine pregătit, închegat și vreau să vă spun că s-a făcut un lucru imens, o cercetare frumoasă împreună cu colaboratorii disciplinii de microbiologie. Aici ar fi bine să menționăm și despre laboratorul de infecții intraspitalicești, unde de fapt a menționat doamna secretar că competitoarea noastră a activat în cadrul acestui laborator. Adică niște rezultate frumoase care s-au studiat în domeniul epidemiologiei infecțiilor septico-purulente nozocomiale. Responsabilitatea doamnei Anastas Aliona a cadrul acestei cercetări a ținut de studierea particularităților epidemiologice, etiologice și antibiorezistenței microbiene la infecțiile septico-purulente nozocomiale în staționare de profil chirurgical,
Aici, sigur că ar fi bine să aș vrea să menționez că lucrarea conține niște cercetări bine definite, scopul, obiectivele lucrării au fost realizate pe deplin. Denumirea temei are un caracter aplicativ, iar rezultatele, într-adevăr, prezintă un interes colosal și vor fi utilizate, desigur, că la elaborarea recomandărilor la programul existent de supraveghere epidemiologică și de control a infecțiilor nosocomiale. Sigur că sunt de acord aici cu profesorul Spânu, pentru că nu mi-a ajuns o publicare acestor materiale a rezultatelor științifice, adică mă refer la elaborarea unui ghid practic, pentru că am văzut că rezultatele au fost implementate în foarte multe instituții medico-sanitare, dar sper pe viitor că va fi elaborat un astfel de ghid sau poate în lucrare, de fapt, am văzut că s-a menționat că rezultatele vor fi incluse în următorul ghid care va fi editat, ghidul de supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale. Este o lucrare unică prin conținut și realizare împreună, de fapt, cu alte lucrări de acest gen efectuate de specialiști din domeniu din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstemețeanu. Am văzut niște cercetări efectuate în cadrul Spitalului Republican, Spitalul Clinic Republican, niște investigații microbiologice vaste. Un punct foarte despre care aș vrea să menționez este acel cartul a cheltuielilor directe și indirecte în infecțiile septico-purulente nozocomiale. Un capitol separat a fost dedicat rezultatelor evaluării determinanțelor în dezvoltarea infecțiilor septico-purulente nozocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical. Astfel, da, desigur că acest material va fi util și a menționat și doamna competitoare, va fi util și pentru studenții, rezidenții în cadrul disciplinelor microbiologie și imunologie și disciplinii de epidemiologie al Departamentului Medicină Preventivă. Se vede că competitoarea este un cercetător activ, este foarte insistent, ceea ce este foarte bine. Am văzut și participări la diferite simpozioane științifice naționale și internaționale cu diverse comunicări științifice. În concluzie, aș vrea să spun doar că teza de doctor în științe medicale a doamnei Anastasa Leona prezintă un studiu științific finalizat, complex, integru, care formulează și argumentează o soluție originară de importanță majoră unei probleme ce ține de sănătatea publică și factorii ce o determină. Evaluarea rezultatelor în complex caracterizează teza ca o lucrare științifică integrală, efectuată în baza unui material autentic la un nivel metodologic înalt, iar competitoarea merită să se acorde gradul de doctor în științe medicale. Vă mulțumim, domnul Sergiu Ceban, pentru această frumoasă opinie a dumneavoastră asupra tezei. Ofer cuvântul doamnei Valentina Vorojbit, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, să-și spună și dumneiei, în calitate de membru a Consiliului Științific Specializat, opinia. Mulțumesc, domnul președinte, mult stimate domnul președinte, mult stimați colegi, onorată asistență, audiență, ce vreau, sarcina mea cred că e mult mai simplă după așa niște o recenzie amplă efectuată de colegii mei, domnul profesor Spână, domnul profesor Ceban. În principiu au expus foarte multe din cele ce cu care, sau chiar tot, sunt de acord absolut cu ce au spus dumnealor. Ce vreau să adaug? Ce privește această lucrare, această cercetare efectuată, o cunosc de la debut,
pentru că suntem colegi de departament și am asistat la toate frământările, la toate momentele astea legate de aprobare temei, de subiectele care au apărut, obiecțiile care au fost pe parcurs și vreau să zic că doamna Leona Anastasă a fost foarte responsabilă, foarte receptivă, foarte muncitoare și dacă comparăm ceea ce a fost la debut și cu lucrarea prezentată astăzi, desigur că se vede munca efectuată, se vede că doamna Anastas cunoaște tot ce a efectuat, totul a fost făcut cu mare dorință și plăcere și vreau să spun că, în general, acum am asistat la o prezentare a unei lucrări care este finalizată, deja finalizată, conform tuturor exigențelor, este structurată corect, este realizată metodologic corect, toate concluziile corespund obiectivelor inițiale propuse, recomandările sunt foarte pertinente și doar că sperăm foarte mult să fie luate în considerație și să vedem în continuare rezultatele realizărilor acestor recomandări. Doamna conferențiar Vorojvit, vă mulțumim foarte mult pentru această opinie. Da, deci concluzia mea este evident că lucrarea poate fi, corespunde tuturor exigențelor pentru o teză de doctor în științe medicale, iar pretendenta doamna Anastas merită titlul de mulțumim doctor în științe medicale. Mulțumim. Oferim cuvântul doamnei secretar științific al Consiliului Științific Specializat, doamna Iana Baraneschi, doctor în științe medicale, vă rog foarte mult. Da, vă mulțumesc, domnul președinte, pentru posibilitatea oferită. Tema tezii reflectă problema infecțiilor septicopurulente nozocomiale, care la etapa actuală prezintă un interes deosebit pentru Republica Moldova, accentuată și de Organizația Mondială a Sănătății, fiind determinată de frecvența sporită și consecințele grave provocate de acestea. Studiul efectuat prezintă un studiu complex și destul de vast, care cuprinde direcțiile principale în evaluarea particularităților epidemiologice vis-a-vis de infecțiile septicopurulente nozocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical. Acest studiu este realizat pentru prima dată în Republica Moldova și prezintă un studiu epidemiologic complex care a contribuit pe măsura desfășurării cercetării să sporească interesul administrației și medicilor cu privire la problema infecțiilor nozocomiale la etapa actuală. Consider că tema tezii prezintă o valoare socioeconomică pentru toată țara. Este o teză care poate servi un fundament pentru Ministerul Sănătății, de ce nu? Cred și guvernul poate să se autosesizeze. Este o teză foarte bună, actuală, necesară pentru Republica Moldova. Menționez și faptul că este o lucrare muncită și, din punctul meu de vedere, nu este vorba numai de rezultatele obținute, are rezultate foarte bune, fiindcă numai cel care a făcut asemenea studiu în infecțiile nozocomiale, în determinarea incidenței reale, formelor nozologice, factorilor de risc, antibioticorezistența microbiană poate înțelege bine munca care a fost depusă enormă. În concluzie, aș dori să menționez că lucrarea dată corespunde tuturor exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova și, de asemenea, ca și colegii, susțin propunerea de a-i conferi competitoarei Aliona Anastas titlul de doctor în științe medicale. Vă urez succes! Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Baraneschi, pentru această opinie a dumneavoastră. Acum să vedem din sală cine dorește să se expună. Domnul profesor, vă rog foarte mult. Stimate domnul președinte, stimați membrii Consiliului Științific, onorată asistență, eu în calitate de director al școlii doctorale în domeniul științelor medicale am fost martor, practic, din prima zi de când am intrat în funcție, cum a evoluat această lucrare și vreau să spun că evoluția mă bucură. Da, a fost una de durat, a fost una chiar spinoasă, dar grație faptului că teza a fost discutată la
mai multe nivele, cum ar fi unitatea primară, mă refer la școala de management în sănătate publică, seminarul științific de profil, acea notă informativă care a venit de la Ana Cec, toate aceste lucruri, bineînțeles, cum am spus și antivorbitorii, au îmbunătățit foarte mult această lucrare. Fapt confirmat prin manuscrisul tezii, prin rezumat, prin prezentarea care a fost astăzi. Mă bucură aprecierile referințelor oficiale care au fost foarte profesioniste și binevoitoare. Mă bucură atitudinea membrilor seminarului științific, seminarului Consiliului Științific, da? Și mă bucur pentru doctorantă, pentru doamna Anastas, pentru disciplina epidemiologiei, pentru departamentul de medicină preventivă, de ce nu pentru universitate. Un succes în continuare și felicitări. Domnul profesor, noi vă mulțumim mult, contează foarte mult această opinie a dumneavoastră în vederea promovării cadrelor științifice în țara noastră, fiindcă, într-adevăr, dumneavoastră sunteți coordonatorul tuturor activităților de cercetare, inovare în cadrul Universității de Stat de Medicină și lucrul acesta este foarte important pentru noi, membrii Consiliului Științific Specializat. Vă rog, cine mai dorește să-și expună opinia? Atunci, dacă nu există doritori, am să-mi expun și eu personal opinia mea referitor la rezultatele cercetării expuse în teza doamnei Anastasa Luna, epidemiologia infecțiilor septicopurulente nozocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical. Onorați colegi, dacă vorbim despre noutatea științifică a cercetării, putem să afirmăm cu tărie că pentru prima oară în sistemul de sănătate din Republica Moldova a fost realizat acest studiu comprehensiv dedicat epidemiologiei infecțiilor nozocomiale la pacienții cardiochirurgicali, în cadrul căruia au fost determinate în premieră particularitățile atât etiologice cât și a rezistenței microbiene, cu evaluarea valorii tuturor factorilor determinanți în provocarea acestor maladii. În viziunea mea, cercetarea a permis optimizarea sistemului de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale, care permit pe de o parte prevenirea acestor maladii, iar pe de altă parte realizarea unei terapii mai eficiente și mai eficace a pacienților chirurgicali. Toate acestea luate în ansamblu vorbesc despre soluționarea unei probleme științifice importante. Totodată este nevoie de menționat că cercetările în acest domeniu trebuie amplificate, deoarece modificările genomice ale agenților cauzali continuă, fapt care denotă că noi, lucrătorii medicali, trebuie să ne antrenăm în cercetări permanente ce se referă la etiologia bolilor nozocomiale, care, după cum cunoașteți, pot fi provocate atât de bacterii cât și de virus, care sunt foarte și foarte sunt supuși mutării foarte și foarte mult. Valoarea teoretică și aplicativă a lucrării este evidentă, deoarece rezultatele studiului deja au contribuit la prevenirea și eficacitatea tratamentului pacienților cardiochirurgicali, cât și în procesul de instruire a medicilor la cursurile de instruire continuă și a studenților la cursurile universitare. Aprobarea rezultatelor științifice în cadrul simpozioanelor naționale și internaționale, precum și publicarea lor în articole în reviste din străinătate recunoscute, inclusiv în reviste din bazele de date Web Science și Scopus, este suficientă, fapt care denotă întrunirea tuturor cerințelor regulamentului ANACEC referitor la tezele de doctor în știință. Recomandările și concluziile făcute pe marginea cercetării vor contribui plenar la micșorarea duratei medii de spitalizare a pacienților chirurgicali și, evident, la obținerea unei
eficiențe economice în tratamentul maladiilor cardiochirurgicale. Reieșind din cele menționate mai sus, împărtășesc și eu opinia că teza doamnei Năstasa Leona reprezintă o lucrare științifică finalizată cu o amplă aplicare a rezultatelor obținute în practică medicală, corespunde cerințelor ANACEC față de tezele de doctorat, iar autoarea ei, doamna Leona Năstas, merită titlul de doctor în științe medicale. Asta este opinia mea. Dragi colegi, acum noi trebuie să continuăm ședința. Așa. Dacă nu, da, o să vă oferim cuvântul dumneavoastră, doamna Năstas, pentru a vă expune asupra obiecțiilor sau asupra materialelor expuse de către membrii Consiliului Științific Specializat și a domnului profesor. Mulțumesc, domn profesor și domnul președinte al Consiliului Științific Specializat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru recenzarea tezei noastre și dumneavoastră ați fost recenzent și la etapele anterioare, pentru care vă sunt foarte recunoscătoare. Faptul că ați acceptat să împărtășiți din bogată experiența dumneavoastră din parcursul anilor și fără sprijinul dumneavoastră, nu știu dacă aș fi ajuns la de a realiza această teză. Domnului profesor Constantin Spână, la fel vreau să vă aduc sincere mulțumiri și gratitudine pentru atitudinea binevoitoare care ați avut-o în parcursul recenzării tezei și rezumatului, pentru sfaturile care mi le-ați dat pe parcurs, așa încât a fost ușor ca să ajung la cea îmbunătățire a rezultatelor. Stimată doamnă conferențiar Vorujbit, eu vă mulțumesc foarte mult, sunt recunoscătoare, în primul rând că mi-ați fost și profesoară pe timpul studenției și am cred că am împrumutat darul pe partea microbiologică de la dumneavoastră și vă sunt foarte recunoscătoare. Vă mulțumesc că de la dumneavoastră am însușit atâtea multe momente pe plan științific și chiar metodologic cu privire la teză. M-ați ajutat în multe aspecte, foarte multe obiecții la capitolul microbiologic care dumneavoastră m-ați ajutat și vă mulțumesc foarte mult. Domnul conferențiar Serghei Ciobanu, aduc sincere mulțumiri pentru timpul acordat tezii și discuțiile întreținute asupra îmbunătățirii calității tezii. Doamne secretară Iana Baranețchi, domnul doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru că, pe lângă faptul că suntem colegi, pe lângă faptul că împărtășim același studiu, că dumneavoastră a studiat infecțiile nosocomiale septicoprolente în staționar traumatologie și ortopedie, de aceea ne-am consultat practic mereu și am vrut să facem, deci să aducem în vizor acele rezultate calitative pentru întreg, deci mediu academic, mediu profesional, da, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Da, domnul director, eu vă mulțumesc din suflet că la toate etapele, de când dumneavoastră ați menționat, mi-ați fost alături, m-ați sfătuit, m-ați ghidat, mi-ați arătat care este cea mai oportună direcție ca să ajung la o cercetare de calitate, pașii metodologici, organizaționali, așa încât ca să-mi fie ușoară calea de susținere și eu vă sunt foarte recunoscătoare și vă mulțumesc că m-ați ajutat și am simțit într-adevăr sprijinul dumneavoastră
și nu doar dumneavoastră, și echipii dumneavoastră, pentru că au dat dovadă de, într-adevăr, de o atitudine foarte binevoitoare. Și doamna Nelly și doamna Claudia, mereu când m-am prezentat, am fost sfătuită și am fost direcționată pe măsură. Vă mulțumesc! Doamne Foca, Ecaterina! Și vă mulțumesc, doamna Anastas. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, vreau să știu dacă sunteți satisfăcuți cu răspunsurile pe care le-a făcut doamna Anastas. Obiecții nu sunt. Trecem la următoarea etapă a susținerii tezei noastre de astăzi. Dragi colegi, noi avem pregătit un proiect de hotărâre al Consiliului Științific Specializat pe marginea temei. Ofer cuvântul secretarului științific specializat pentru a da citirea acestui proiect de hotărâre care ulterior va trebui să fie aprobat de către dumneavoastră. Vă rog foarte mult. De noi, adică. Da, vă rog foarte mult. Onorată asistență, vreau să dau citire concluzia Consiliului Științific Specializat. Teza doamnei Anastasa Leona cu tema Epidemiologia infecțiilor septico-purulente nozocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical este actuală, scopul studiului fiind realizat. Teza este scrisă în stil academic și corespunde cerințelor înaintate față de lucrările științifice. Rezultatele obținute cu utilizarea unor metode adecvate, scopului și obiectivelor trasate, prezintă noutatea științifică și valoarea practică și se conformează cerințelor ANACEC a Republicii Moldova pentru teze de doctor în științe medicale. Cercetarea realizată este un studiu fundamental, complex, metodologic corect, actual și original. Este de o importanță teoretică și practică mare. Concluziile sunt argumentate științific. Recomandările practice sunt la nivel național pentru conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și private, Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Rezultatele obținute aprofundează cunoștințele din domeniul a studenților, a medicilor rezidenți, cât și a lucrătorilor medicali, în special a medicilor chirurgi, epidemiologi, microbiologi, infecționiști și altor specialități. Teza reprezintă un aport important în soluționarea problemelor discutate privitor la determinarea particularităților epidemiologice, etiologice și antibiotico-rezistenței microbiene, structurii cheltuielilor directe și indirecte în ISPN cardiochirurgicale, evaluarea determinanților în dezvoltare ISPN cardiochirurgical, elaborarea recomandărilor la programul existent de supraveghere epidemiologică și de control în infecții nozocomiale, adecvate staționarelor de profil cardiochirurgical. Teza doamnei Anastasa Leona cu tema Epidemiologia infecțiilor septico-purulente nozocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical, în conformitate cu conținutul expunerii, materialului, actualitatea problemei, nivelul științific și metodologic, volumul materialului, inovația științifică și recomandările practice corespunde integral exigențelor ANACEC înaintate către teza de doctor în științe medicale. Consiliul Științific Specializat, în conformitate cu regulamentul privitor la susținerea publică a tezei de doctor, a decis a solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să acorde doamnei Anastasa Leona titlul Științific de doctor în științe medicale, specialitatea 33101 Epidemiologie și a elibera diploma respectivă. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, doamna secretar, pentru că ați dat citirea proiectului hotărârii Consiliului Științific Specializat. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, în conformitate cu regulamentul ANACEC, noi trebuie să ne retragem într-un birou separat pentru a vota prin semnătură rezultatele, să zicem așa, examinării de astăzi. Deci fiecare membru trebuie să voteze personal, semnând lista membrilor Consiliului Științific Specializat în dreptul numelui. Rezultatele votării nominale se indică în procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat. Vă rog foarte mult, avem un birou aici, da? Avem alături, da? Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată prezență, aș vrea să dau citirea
procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat 331.01 Epidemiologie, Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimințanu din 25 februarie 2022, în vederea conferirii titlului științific de doctor în științe medicale doamnei Năstasa Leona, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale cu titlul Epidemiologia infecțiilor septicoporulente nozocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical. Așadar, dau citire rezultatelor votului. S-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, contra 0. Deci, toată lumea unanim a acceptat conferirea titlului de doctor în științe medicale doamnei Năstas Aliona. Doamna Năstas, vă felicităm! Bravo! Stimați colegi, eu aș dori ca să oferim cuvântul doamnei Năstas Aliona pentru încheiere. Să vedem care este opinia dumneiei referitor la această susținere a tezei. Vă rog foarte mult, doamnă Năstas. Acum, la finalul stagiului doctoral, mă simt profund marcată de sentimente de fericire și împlinire care provin din mulțumirea profesională, personală, a unor studii aduse la bun sfârșit. Pe această cale vreau să exprim recunoștință conducerii Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimițanu, în frunte cu domnul rector Emil Cebanu, doctor habilitat în științe medicale și profesor universitar. Cu deosebită plăcere subliniez faptul că vă sunt absolut recunoscătoare pentru sprijinul oferit pentru realizarea susținerii tezei la toate etapele ei. Ați fost și veți fi pentru mine un model de comportament, prestanță și erudiție. Recunoștință Departamentului Știință, domnului prorector Stanislav Gropa și a doamnei secretară, care a avut mereu atitudine foarte binevoitoare. Mulțumiri școlii doctorale pentru îndrumare și susținere pe parcursul perioadei de studii. Domnul Ilian Șaptifrați, doctor habilitat și profesor universitar. Sincer mulțumiri doamnei secretar științific a Senatului, doamna Didina Nistreanu, doamnei Maria Scofierță. Cuvinte de mulțumire, aleasă prețuire și întreaga mea recunoștință se îndreaptă către profesorul universitar Oleg Bozan, care mi-a coordonat parcursul acestei lucrări și oportunitatea de susținere în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică, la seminarul științific de profil, pentru răbdarea, sfaturile și încrederea acordată. Doresc să le mulțumesc tuturor acelor oameni minunați care mi-au oferit consultanță științifică și care și-au rupt din timpul lor liber pentru a citi teza mea, pentru a o recenza. Și aici mă refer la doamna conferențiară Adriana Paladi, domnul conferențiar Mihail Pâslă, domnul conferențiar Nicolae Jelamski, doamna conferențiară Rodica Grama, doamna conferențiară Ana Niculiță și alții. Domnule președinte și doamna secretar științific, vă mulțumesc că ați acceptat să conduceți această ședință unde a avut loc susținerea finală a acestei teze. Domnule profesor, membri Consiliului Științific Specializat, calitate de membru, domnul profesor Ciocanu Mihail, Spânul Constantin, domnule conferențiar Ciobanu Sergei, domnul conferențiar Vărășbit Valentina, vă mulțumesc pentru răbdare care și aprecierile care ați făcut și pentru sfaturile bune care le-am obținut prin dumneavoastră. Îmi exprim gratitudine pentru suportul metodologic oferit în
practic necondiționate, doamna profesor, doctor habilitată științe economice, doamna Ludmila Fobzar, care m-a îndrumat pe partea economică. Această teză de doctorat nu ar fi fost completă fără sprijinul, fără ajutorul necondiționat a colegilor de la disciplina de epidemiologie, disciplina de microbiologie și imunologie, cărora țin să le mulțumesc pentru timpul și sfaturile oferite, adresându-le pe această cale recunoștința mea. Mulțumesc soțului meu, Sam, care mi-a fost, a avut răbdarea, încurajările oferite pe parcursul acestor ani. Mulțumesc recenzenților care mi-au fost alături la toate etapele de susținere. În primul rând, mulțumesc doamnei Spinei Larisa, care mi-a recenzat teza la toate etapele de susținere a tezei. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru că dumnei ei mi-a fost practic consultantul meu științific. Deci și pe partea metodologică și pe partea științifică dumnei ei și-a împărtășit toată experiența bogată pe care o are și am obținut și eu acele cunoștințe și vă mulțumesc foarte mult că ați împărtășit cu mine aceste cunoștințe care pentru mine sunt foarte valoroase și o să-mi prindă bine în activitatea mea profesională de viitor. Mulțumesc prietenilor mei, în special doamne doctor Cristina Ciocoi, care mi-a fost alături mereu și m-a susținut pe tot parcursul acestei etape, de fapt mai multe etape nevoioase, mai mulți ani, și care m-a încurajat continuu ca să ajung la această etapă. Ales sentimente, familiei mele, copiilor mei care au avut atâta răbdare să audă și ei acest final frumos. Final frumos. Vă mulțumesc frumos. Stimați membri Consiliul Științific Specializat, îmi permiteți în numele dumneavoastră să felicităm proaspătul doctor în științe medicale cu această reușită și să-i dorim multă baftă pe viitor. La mulți ani! Cu aceasta ședința Consiliului Științific Specializat i-a sfârșit.